Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În clipul de față voi testa un kit de amplificare, având la bază integratul acesta, CD7379CZ, fiind practic, dacă am observat bine, o replică a amplificatorului TDA7379. Bineînțeles că în cazul acestui integrat chinezesc am găsit și foaia tehnică, datasheet-ul, și aș putea spune că e destul de clar că este replica acelui TDA. Acest kit, dacă se vede bine, avem și un preamplificator, deși aș putea spune că sensibilitatea pe intrarea acestuia este suficientă. Bineînțeles, preamplificatorul conține un integrat foarte cunoscut, se numește NE5532, fiind un amplificator operațional cu două canale. Ce nu-mi place la acest kit este alimentarea acestui preamplificator. Consider că este mult prea exagerat. Ar fi putut pune o diodă Zener sau, dacă vor neapărat un stabilizator, unul micuț de putere mică, tip SMD. Iar o a doua greșeală prostească, consider eu, este filtrarea de pe ieșirea stabilizatorului. 2200 de microfarazi. În data și nici măcar nu recomandă așa ceva. Iar stabilizatorul este un L7809CV. Fiind un stabilizator liniar de 9V. Oricum consider că este overkill. E mult prea mult pentru alimentarea acestui micuț amplificator operațional. Pe alimentarea integratului avem un filtru suplimentar, un condensator electrolitic de 2200 de microfarazi la 25V, este perfect. Ieșirea din stânga, ieșirea dreapta, într-un locaj mai nasol, mai prin spate, alimentarea și intrarea stânga-dreapta în zona asta. Văd că nu-i notat stânga-dreapta, dar mi-am dat seama că intrarea din stânga, pinul din stânga, intrarea din dreapta, pinul din dreapta, iar centru reprezintă GND-ul, masa. Cam atât cu vorba, haideți să trecem la testarea acestui kit de amplificare audio. Să începem cu testarea pe muzică, dar nu înainte de a alimenta kitul la aproximativ 12V. S-a auzit un poc, dădem play la muzică. Să activăm puțin basul. Am montat kitul pe radiatorul pe care îl știți din clipul cu testarea acelui TDA7377. Am zis ca să fie suficient de mare, iar răspunsul în frecvență îl vom face pe impedanță de 4 ohmi. Să pornim generatorul de semnal sinusoidal. Să schimbăm scala. Ca referință voi regla la 1 kHz, undeva pe aici. Și voi regla amplitudinea pe undeva pe la 12V vor la vârf. Gata, am reglat. Suficient. La 20Hz observăm o atenuare chiar foarte mică, de la 12V vor la vârf la 11V. Să creștem frecvența. Depăși 7 kHz. Și incredibil. Răspunsul în frecvență al acestui kit cu integratul 7379 este unul foarte bun. Chiar nu-i rău. Să continuăm cu măsurarea și calculul puterii pe ieșire. Vom măsura pe 4 și pe 8 ohmi
la tensiunile de 12V, respectiv 18V, iar în comparație cu 73-77, în cazul acesta vom alimenta și la 22V, că de fapt asta este diferența între 73-77 și cel de față, însă pe impedanță de 8 ohmi. Am alimentat kitul la aproximativ 12V, să vă arăt, aproximativ 12V. Pornim generatorul de semnal, să schimbăm scala, reglăm la aproximativ 1 kHz, undeva pe aici, pe impedanță de 4 ohmi, mărim amplitudinea, bineînțeles că trebuie să modificăm scala, și a intrat în clipping, 20V vârf la vârf. Iar acum pe impedanță de 8 ohmi, și a intrat în clipping, 22V vârf la vârf. Am crescut tensiunea pe alimentare la 18V, să vă arăt, aproximativ 18V. Pe impedanță de 4 ohmi, creștem amplitudinea. Ok, a intrat în clipping, deci aproximativ 30V vârf la vârf. Pe impedanță de 8 ohmi, a intrat în clipping, aproximativ 33V vârf la vârf. Iar acum am alimentat la 22V. Recunosc că aici mi-a fost un pic teamă. Nu știam dacă rezistă chinezăria. 22V. Mare atenție pe impedanță de 8 ohmi. Ia să vedem aici. V vârf la vârf. Și nu v-am spus, uitasem. Dacă alimentăm la 12V, curentul de mers în gol pe alimentare e de aproximativ 80 mA, la 18V aproximativ 100 de mA, iar dacă alimentăm la 22V, curentul de mers în gol e de aproximativ 110 mA. Am crezut că poate dori să știți. Iar ca bonus la final, să testăm și cu semnal dreptunghiular acest 73-79. La 1 kHz se observă că își păstrează forma chiar spre foarte bine. Mare atenție că a alimentat kitul la aproximativ 12V și impedanță pe ieșire de 4 ohmi. La 4 kHz și prin zona asta la aproximativ 10 kHz. Iar la sfârșit să tragem și concluziile al acestui integrat, fiind practic o replică a TDA7379. Pe 12 ohm la 4 ohm avem aproximativ 12W, respectiv 7,5 W pe 8 ohm, alimentând la 18V avem 28W pe 4 ohm și 17W pe 8 ohmi. În plus, în comparație cu 73-77-le, 73-79 putem alimenta și la 22V, însă numai pe 8 ohmi. Nu știu dacă se poate și pe 4 ohmi, nu am încercat, nu am riscat. Dar pe 8 ohmi, alimentând la 22V, avem aproximativ 25W. Răspunsul în frecvență consider că este unul chiar spre foarte bun. E o atenuare ușoară pe frecvențe joase, dar e absolut de așteptat. În concluzie, sincer, eu în cazul acestor amplificatoare nu prea prefer preamplificare. Consider că este suficient și dacă introducem semnal direct în el. Oricum, majoritatea integratelor încoace au sensibilitatea destul de mare pe intrare. Și cam aici să termin acest clip privind testarea integratului chinezesc CD7379CZ, replica integratului TDA7379. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!